Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Ce ne spune părintele Ilie Cleopa? 5 luni de zile n-ai să te poți păzi nici în casă, nici în beci, nici în apă, nicăieri. Părintele Cleopa a prezis Apocalipsa. Previziunile lui sunt macabre. Oamenii vor căuta moartea și ea nu va veni. Părintele Cleopa a tratat și el tema sfârșitului lumii. Ce a spus omului Dumnezeu și care sunt cele 4 pricini pentru care va veni sfârșitul lumii? Acești doi proroci au să se pogoare, să vină din rai trimiși de Dumnezeu, fiind luați cu tot cu trup la cer. Când vor predica ei cu mare putere și vor înfrunta pe Antichrist 3 ani și jumătate cât va împărăți el, sfinții Enoch și Ilie vor avea mare putere să străbată tot pământul cu fel de fel de minuni. Au să facă minuni mari și semne în Ierusalim ca să întoarcă pe evrei, căci ei nu se întorc până nu vine Ilie și Enoch. Vor întoarce inimile către fiii și sinagoga Satanei către Hristos. Când vor predica ei, îi va auzi tot pământul și îi va vedea toată lumea. Și acestea sunt scrise de 2000 de ani, de când i s-au descoperit Sfântului Ioan Evanghelistul. Și cine ar fi crezut? Ar zice cineva că e o nebunie asta și se întreba oamenii cum o să-i vadă pe Enoch și Ilie. Din continentul Asia sau Africa, cum o să-i audă în America? Acum, dacă ar predica, îi vede la televizor toată lumea și îi aude la aparate toată lumea, cum să nu? Dumnezeu știe toate, ca și cum ar fi venit. Când vor predica și vor face minuni, tu ai să te uiți aici și ai să-i vezi cum fac minuni, cum învie morții și ai să auzi de aici ce predică Enoch și Ilie și cum mustră pe Antichrist când va împărăți peste toată lumea timp de 1260 de zile. Vezi? Ceea ce era atunci de necrezut și de neînchipuit, acum se poate realiza. De aici se poate vedea și auzi la Ierusalim, da? Și uite, stăm aici și vedem la Ierusalim cum slujesc acolo, cum predică și auzim toate. Și la muntele Sinai și în Italia și în Belgia și în Olanda și în Bulgaria și în Grecia și în Serbia. Destau aici și văd slujba de la Ierusalim. Vezi că e posibil acum? Dumnezeu știa de mai înainte cât are să se înmulțească mintea, adică știința. Că Daniel, prorocul, a spus la capitolul 2, în vremea de apoi se va înmulți mintea foarte și se vor înțelepți oamenii și vor zbura prin văzduh și vor înconjura lumea, toate câte le vezi acum, Biblia le-a spus cu 1000 de ani înainte. Vezi prorocul Isaia, care trăiește cu 850 de ani înainte de venirea Domnului, la capitolul 60, întreba de avioane, că el le vedea acum 2800 de ani. Doamne, ce sunt acestea care zboară și se întrec cu norii și zboară ca porumbeii spre porumbarele lor și de huietul aripilor lor se tulbură văzduhul. Isaia 60:8. Ai auzit? Cu 2800 de ani înainte a spus de avioane. Ce a zis? Că zboară ca porumbeii spre porumbarele lor. Că ei nu zboară decât de la un aerodrom la altul ca să se alimenteze. Dar și prorocul Ieremia a văzut mașinile astea fără cai, pe care le vedeți acum că aleargă pe drum și întreba pe Dumnezeu, Doamne, ce sunt acestea care huruie pe drum și întrec carele oamenilor? Omul e ispitit să tâlcuiască Apocalipsa după capul său. Să nu vă băgați mai adânc decât au tâlcuit sfinții părinți. Are mari taine Apocalipsa. Care s-au băgat cu capul în traistă în Apocalipsă s-au făcut mari sectari că au luat-o după capul lor. Vezi că spune de bomba cu neutron la Apocalipsă. Iată, au ieșit de la fața mielului niște lăcuste și acestea aveau putere mare de vătămat în cozile lor. Și am auzit un glas de la tronul mielului, nu vătămați iarba pământului, nici copaci, nici florile, nici toate cerealele lumii, numai pe oameni să-i vătămați 5 luni de zile. Războiul neutronic, bomba cu neutroni, îți lasă pomii înfloriți. Eu am la mărturisire pe cel mai mare profesor de fizică atomică din București. Domnule, zic, ce rău poate face această bombă? Aceasta distruge numai viața și îți lasă orașul complet. Că ce folos dacă l-ar distruge? Ei ce să mai câștige când vin să ocupe? Au nevoie să ucide pe oameni ca să ocupe orașe și toate bunurile lumii. Dar dacă eu sunt închis într-o casă de fier și bomba cu neutron explodează afară, ce poate să-mi facă dacă zici că nu distruge materia? Eu nu sunt în siguranță? Dumneata, dacă ai avea o casă de fier fără ușe, cu pereții de 10 metri grosime în jur, și te-ai băga acolo, neutronii rapizi nu sunt împiedicați de fier să treacă. Trec prin fier și vin la dumneata și îți distrug numai viața. Am grăit cu dânsul, soția lui e mare bibliotecară la cărțile de limbi vechi, un om credincios. Așa ne-a spus Dumnezeu că acestea sunt scrise la Apocalipsă. Nu vor vătăma copacii, nici florile, nici sadurile, nici ierburile, ci numai pe oameni 5 luni de zile, atât o să dureze războiul neutronic.
5 luni de zile n-ai să te poți păzi nici în casă, nici în beci, nici în apă, nicăieri. Nicăieri. Unde te-ai ajuns, tot ce-i viu distruge. Asta e bomba cu neutroni. Toate scrise, frații mei, și Mântuitorul a spus, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Matei 24:35. Da, noi suntem cei de pe urmă. Apocalipsa a fost prevăzută de părintele Ilie Cleopa, cunoscut și ca predicator al Moldovei. Acesta a fost unul din monahii căutați de credincioși pentru sfaturile sale duhovnicești. Omul Domnului a rămas în amintirea multora de la mănăstirea Sihăstria, unde ura tuturor mâncava raiul. Părintele obișnuia să-i primească la mănăstirea Sihăstria din Neamț pe toți cei care îl căutau pentru a afla o vorbă de duh, renumele său ducându-se prin toată țara. Din întâlnirile cu duhovnicul au rămas imprimate în format audio sau video învățăminte și previziuni, unele din ele greu de dus. Întrucât părintele Cleopa a fost un iscusit autodidact și cunoștea bine Sfânta Scriptură, precum și o bună parte din scrierile Sfinților Părinți și Sfintele Canoane ale Bisericii Ortodoxe, la îndemnul unor ierarhi și teologi a început să scrie atât predicile proprii, cât și unele cărți cu conținut patristic, teologic și moral. La acestea a fost îndemnat în mod deosebit de părintele Dumitru Stăniloae, cu care era foarte apropiat, și de mitropolitul Antonie al Ardealului, care îi era ucenic. Arată creștinortodox.ro. Tema sfârșitului lumii e tratată și de părintele Cleopa în două dintre volume intitulate Convorbiri duhovnicești, care au apărut în anii 1984 și 1988, reeditate în 1994, ediția specială la Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Iași. Spun Sfinții Părinți că pentru patru pricini trebuie să fie sfârșitul lumii, ca să se arate dreptatea lui Dumnezeu în toată desăvârșirea ei, ca să se arate nedreptatea oamenilor față de poruncile lui Dumnezeu, să se pedepsească păcatele și fără de legile lumii de la întemeierea ei până la sfârșitul veacurilor, ca să se răsplătească faptele bune ale dreptilor pe măsura credinței și a răbdărilor. Duhovnicul mai spune că nimeni nu știe când va fi sfârșitul lumii, aceasta fiind o mare taină a lui Dumnezeu, scrie adevărul.ro. Cu toate acestea, evenimentul va fi precedat de câteva semne. Când și cum anume va fi sfârșitul lumii, numai singur Dumnezeu știe. El ne-a descoperit unele semne în Sfânta Evanghelie și prin Sfinții Apostoli. Dintre acestea, două semne sunt cele mai puternice, anume slăbirea tot mai mare a credinței în Dumnezeu și împuținarea iubirii creștine între oameni, începând cu familia. Alte două semne cumplite ale sfârșitului veacurilor sunt înmulțirea tot mai mult a sectelor prin așa numiții proroci mincinoși și de sfrâu, care se vor răsfândi, cum deja se vede, pe tot pământul. Mai ales desfrâul prin partea femeiască va fi cumplit în vremea de pe urmă. Noi atâta știm când se vor înmulți păcatele peste măsură și vor ajunge la culme, atunci va veni sfârșitul lumii. În interpretarea pe care o dă Apocalipsei, părintele Cleopa spune că timp de 5 luni, lumea va fi cutremurată de Armagedon, războiul în care vor fi angrenate toate popoarele de pe pământ. În acest conflict se va face uz de bombe nucleare, bomba cu neutroni, dar numai oamenii vor avea de suferit. În pregătirea cataclismului mondial, Ilie Cleopa vine cu argumentul arsenalului nuclear aflat în dotarea mai multor state în acele vremuri. Citeam în ziarul Scânteia, numai rachetele de pe un singur submarin atomic pot să distrugă Europa, să o facă un câmp radioactiv. N-o să mai existe orașe sau munți sau păduri, toate sunt pregătite pentru ziua mâniei cea mare a lui Dumnezeu, care va veni să ardă pământul, va fi degeratic. Avertizează Ilie Cleopa. Acesta prezintă un tablou înfricoșător cu oamenii afectați de suflul deflagrației nucleare, ale căror oase se vor topi, dar nu vor muri, ci vor trăi precum târătoarele. Vor căuta oamenii moartea și moartea nu va veni. Bombele cu neutron sunt bombe apocaliptice. Bucureștiul va fi un morman de cristal, de rășină, unde a fost pădurea, să vezi moală. Nimic nu se mai alege din lumea asta, susține părintele duhovnic. Părintele arhimandrit Ilie Cleopa s-a născut în 1912 în Șulița, județul Botoșani. Aici a fost botezat cu numele Constantin, fiind al cincelea copil din cei 10 ai familiei lui Alexandru și Ana. La vârsta de 17 ani a fost ucenic al părintelui Paisie Olaru și în 1929 s-a alăturat obștii schitului Sihăstria, alături de fratele mai mare. Ulterior, acesta a ajuns egumenul schitului și apoi a fost făcut
arhimandrit când lăcașul s-a ridicat la rang de mănăstire. Se va mânia Dumnezeu și va încuia cerul să nu mai plouă. Nu va fi distrusă lumea materială, pământul și întreg universul, ci numai se va reînnoi, se va curăți, după care va fi cer nou și pământ nou, Apocalipsa 21:1. E păcat să credem că Dumnezeu va distruge definitiv zidirea lui pe care a făcut-o cu mâinile sale și a zis că este bună foarte. Sfinții părinți au hotărât și ei că cineva zice că la sfârșitul lumii va fi distrus desăvârșit pământul și universul, care este zidirea lui Dumnezeu, să fie anatema. Enoch și Ilie o să-l înfrunte pe Antichrist pe față. Dumnezeu va da secetă și o să fie mare foamete și greutate pe fața pământului. Se va mânia Dumnezeu și va încuia cerul să nu mai plouă 3 ani și 6 luni. 1260 de zile va fi împărăția lui Antichrist și atâtea năluciri, minuni și semne mari va să facă Antichrist. El și toți care vor crede în el vor lua din Duhul lui Antichrist, a cărei venire e în toată puterea Satanei, Părintele Ilie Cleopa. Părintele Cleopa a săvârșit toată viața lui minuni, propria lui existență fiind o adevărată minune. La naștere, Cleopa era mai tot timpul bolnav, astfel că mama lui a fost sfătuită să-și ofere copilul Maicii Domnului. Femeia a făcut întocmai, iar pe tot parcursul vieții sale, Cleopa Ilie nu a mai avut probleme de sănătate care să-i pună viața în pericol de moarte. Părintele Cleopa a fost cunoscut pentru miracolele vindecărilor pe care el le săvârșea. O tânără din Cluj, de exemplu, a afirmat că după ce s-a închinat la mormântul părintelui și după ce a luat o bucățică de pământ din locul în care acesta era îngropat, a reușit să se vindece de o boală grea ce părea fără leac. Acum, la mai bine de 20 de ani de la moartea duhovnicului, mii de pelerini îi vizitează mormântul și cer binecuvântarea de a lua o mică bucată de pământ de pe acesta. Multe persoane au recunoscut că fie duc bucata de pământ acasă, fie o pun în propria curte, fie chiar o pun în mâncare pentru ca harul părintelui Cleopa să dăinuiască mult timp. Părintele Cleopa a învățat multe pe majoritatea credincioșilor care au crezut în harul său. Un exemplu bun sunt cuvintele pe care le spunea despre Maica Domnului, cea căreia i-a fost încredințat încă din fragedă pruncie și care l-a protejat de toate relele lumii până la împlinirea vârstei de 70 de ani. Învățăturile lui sunau astfel: Maica Domnului este scara spre cer, pod către cer. Porumbița care a încetat potopul păcatelor, precum porumbița lui Noe, a devenit încetarea potopului. E cădelnița dumnezeiască, căci a primit focul dumnezeirii, și biserică a preasfântului Duh. Maica Domnului este mireasa Tatălui, Maica Cuvântului și Biserica Duhului Sfânt. Printre învățăturile despre Dumnezeu, Hristos și Maica Domnului, părintele Cleopa oferea sfaturi unice despre căsătorie, boli, moarte și chiar și despre femei. Despre părintele Cleopa Ilie, o personalitate în spiritualitatea ortodoxă. Părintele Cleopa Ilie, 10 aprilie 1912, 2 decembrie 1998, arhimandrit și viețuitor la mănăstirea Sihăstria Neamț, a fost unul dintre cei mai însemnați duhovnici și predicatori români ai secolului 20. Viitorul arhimandrit Cleopa s-a născut în comuna Sulița, județul Botoșani, la 10 aprilie 1912, fiind al 5-lea copil din cei 10 ai familiei Alexandru și Ana Ilie. Din cei 10 copii, 5 aveau să intre în monahism. De mic era râvnitor spre cele dumnezeiești, îndeletnicindu-se cu postul, rugăciunea și faptele bune. Părinții săi Alexandru și Ana Ilie au fost exemplu viu de trăire creștină, fiind iubitori de Dumnezeu, de biserică și de copii. Nu lipseau niciodată de la sfintele slujbe, făceau milostenie, se rugau mult împreună cu copiii și duceau o viață curată și bine plăcută lui Hristos. Casa lor era ca o biserică, așa cum avea să povestească mai târziu și părintele Cleopa. În primele 2 luni după naștere, pruncul Constantin, viitorul părinte Cleopa, era tot timpul bolnav. De la o vreme nu mai mânca aproape nimic și plângea zi și noapte. Toți erau îngrijorați pentru viața lui. Trebuie menționat că Anei îi mai muriseră 2 copii din pruncie. Neștiind ce să mai facă, mama sa l-a dus la duhovnicul Conon Georgescu de la Schitul Cozancea, care, ascultându-i îngrijorarea pentru viața copilului, o sfătuiește să-l dăruiască Maicii Domnului. Atunci Ana l-a întrebat nedumerită: cum să-l dăruiesc Maicii Domnului? Iată cum, a zis el.
Ia o lumânare și un prosop, așează pruncul înaintea icoanei Maicii Domnului din biserică și zi așa: Maica Domnului, îți dăruiesc ție copilul acesta care e bolnav. Păcești tu cu el. Atunci Ana s-a închinat cu lacrimi la icoana Maicii Domnului, făcând trei metanii și căzând în genunchi, a zis plângând: Maica Domnului, îți dăruiesc ție copilul acesta al meu, că este bolnav și plânge mereu. Fă ce știi tu cu el. Și l-a trecut de trei ori pe sub sfânta icoană. De atunci pruncul s-a făcut bine și n-a mai fost bolnav de moarte toată viața sa. În jurul anului 1920, sora părintelui, Cleopa Ecaterina, pleacă la mănăstirea Agapia pentru a se călugări. Spre sfârșitul anului 1927, fratele său mai mare, Gheorghe, a intrat în obștea schitului Sihăstria. A fost călugărit primind numele de Gherasim. În iarna anului 1929, după sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, Constantin și fratele său Vasile s-au hotărât să plece la schitul Sihăstria Neamț pentru a sluji toată viața lui Hristos. După ce s-au rugat mult lui Dumnezeu cu post și metanii, au luat binecuvântare de la preotul satului și au spus părinților gândul lor și așa au plecat la mănăstire. La intrarea în obștea schitului Sihăstria împreună cu fratele său mai mare Vasile, au fost trei zile ispitiți canonic, după care au fost primiți de către starețul de atunci, părintele Ioanichie Moroi. În primăvara anului 1931, Vasile, acest merit ascultător și frate mai mare al părintelui Cleopa, s-a îmbolnăvit și a fost adus în schit. Odată ieșind de la Sfânta Liturghie, a avut o vedenie înfricoșătoare. I s-a arătat Maica Domnului, spunându-i că peste trei zile va adormi în Domnul. După trei zile, exact la aceeași oră, rasoforul Vasile Ilie a dormit în pace cu rugăciunea pe buze. Monahul Gherasim Ilie, fratele mai mare al părintelui Cleopa, a păscut vitele schitului 4 ani de zile, fiind un suflet foarte nevoitor și singuratic. La 14 septembrie 1933, la înălțarea Sfintei Cruci, nevoitorul monah Gherasim și-a dat sufletul în mâinile lui Hristos, culcat în sicriul pe care singur și-l făcuse drept pat în care dormea noaptea. Până în anul 1935, Constantin a păscut oile schitului Sihăstria, împreună cu alți frați în smerenie, ascultare, rugăciune și studierea Sfinților Părinți. Părintele Cleopa ne povestea: în anii în care am fost cioban la oile schitului împreună cu frații mei, am avut mari bucurii duhovnicești. Stâna, oile, trăirea în liniște și singurătate pe munte, în mijlocul naturii, mi-au fost școală de călugărie și teologie. Am mai avut ascultări de paracliser și pictor de icoane. În anul 1937, la sfârșitul lunii iulie, rasoforul Constantin Ilie a fost rânduit de egumen să fie făcut călugăr. Acum avea 6 ani de ucenicie în schit. După aceasta și-a continuat ascultarea de cioban la oile schitului până în vara anului 1942, fiind ajutat de monahii Galaction Ilie, unchiul său, și Antonie Olaru. În data de 30 mai 1941, un incendiu devastează incinta schitului, arzându-i chiliile de lemn, acoperișul bisericii și paraclisul. După incendiu, schitul Sihăstria supraviețuia din ce în ce mai greu. Bătrânul stareț Ioanichie, în vârstă de 82 de ani, era tot mai bolnav și aproape orb. Nu mai putea sluji Sfânta Liturghie și cu greu spovedea și dădea sfaturi. În iunie 1942, la numai 30 de ani, părintele Cleopa i-a adus în schit și numit locțiitor de egumen, pentru că starețul Ioanichie Moroi era în incapacitate de a-și mai exercita funcția. Părintele Ioanichie Moroi avea să treacă la Domnul 2 ani mai târziu, la 3 septembrie 1944. Prima grijă a părintelui Cleopa a fost aceea de a reînnoi incinta și chiliile arse, să acopere cu tablă biserica de piatră și să facă un nou paraclis. În anul 1944, la 27 decembrie, monahul Cleopa e hirotonit ierodiacon, iar la 23 ianuarie 1945, ieromonah de episcopul Galaction Cordun, pe atunci stareț al mănăstirii Neamț. După această dată e numit oficial egumen al schitului Sihăstria. Între anii 1945-1946, schitul se reînnoiește, reconstruindu-se o mare parte din chilii și o trapeză de peste 100 de persoane. În anul 1947, pentru că numele și activitatea duhovnicească și administrativă
A protosinghelului Cleopa Ilie, egumenul Schitului Sihăstria deveneau tot mai cunoscute, Patriarhia Română, care a observat efortul de înnoire generală a acestui sfânt așezământ monahal, a propus ridicarea Schitului Sihăstria la rang de mănăstire independentă și de sine stătătoare. Patriarhul României Nicodim Munteanu a aprobat ridicarea Schitului Sihăstria la rang de mănăstire pe 30 iunie 1947, precum și ridicarea protosinghelului Cleopa Ilie la rang de arhimandrit. Chirotesia sa s-a făcut la 19 septembrie 1947. Aceasta s-a hotărât întrucât părintele Cleopa reușise, ca numai în 5 ani de zile, să facă dintr-un schit ars integral, aproape în paragină, și cu monahii risipiți pe la alte mănăstiri, o mănăstire renumită și bine organizată. În noiembrie 1946, mama părintelui, văduvă și singură, intră în obștea mănăstirii Agapia Veche. În 1947 e tunsă în monahism cu numele Agafia. Se nevoiește aici 22 de ani, după care trece la Domnul, la 15 septembrie 1968. Odată cu venirea comuniștilor la putere, urmează o perioadă nefastă pentru părinte. Ceea ce avea să-l aducă în vizorul autorităților a fost o predică pe care a rostit-o la sărbătoarea sfinților împărați Constantin și Elena, spunând: să dea Dumnezeu ca și conducătorii noștri de acum să fie ca sfinți împărați, ca să-i pomenească biserica în veac. Și lăudând râvna marilor împărați care au dat libertate creștinilor și au construit numeroase biserici. Cineva din cei prezenți l-a denunțat, astfel că a fost arestat și anchetat pentru 5 zile la Târgu Neamț. A fost eliberat la fel de repede cum fusese și arestat. Cei din jurul său, conștientizând că va mai avea de furcă cu autoritățile comuniste, l-au sfătuit să se ascundă pentru un timp în munți. Părintele Cleopa și-a făcut atunci un bordei din lemn în pământ la 6 km de mănăstire, în adâncul pădurii. Monahii din mănăstire îi mai duceau din când în când câte ceva de mâncare. Părintele se ruga acolo neîncetat ziua și noaptea, cerând ajutorul și mila lui Dumnezeu și a Maicii Domnului, către care avea multe evlavie. După 6 luni de retragere în munți, arhimandritul Cleopa a fost readus ca stareț în obștea mănăstirii Sihăstria, spre bucuria tuturor, atât a călugărilor cât și a credincioșilor. În anul 1949, la 30 august, arhimandritul Cleopa Ilie e numit stareț al mănăstirii Slatina Suceava și se transferă acolo împreună cu 30 de călugări din obștea mănăstirii Sihăstria, în urma deciziei patriarhului Justinian. În locul său e numit stareț la Sihăstria protosinghelul Ioil Gheorghiu. La mănăstirea Slatina întemeiază o obște care avea să ajungă la peste 80 de viețuitori. Arhimandritul Cleopa a fost rânduit de Mitropolia Moldovei să supravegheze și să îndrume viața duhovnicească a mai multor mănăstiri din împrejurii: Putna, Moldovița, Râșca, Sihăstria și schiturile Sihla și Rarău, după modelul mănăstirii Slatina. Până în primăvara anului 1952, mănăstirea Slatina a înflorit, ajungând să se numere printre cele mai bine organizate mănăstiri din țara noastră. Diavolul însă, care nu doarme niciodată, nu putea răbda buna nevoință și armonia monahilor din mănăstirea Slatina. De aceea îndemna securitatea de atunci să facă o anchetă amănunțită în obștea acestei mănăstiri. Sosind noaptea, organele de securitate l-au cercetat și amenința pe stareț și pe cei mai de seamă din mănăstire. Până la urmă i-au reținut pe câțiva dintre ei în frunte cu părintele Cleopa, tânărul ieromonah Arsenie Papacioc și fratele Constantin Dumitrescu. Ducându-i la fălticeni, i-au anchetat toată noaptea. La sfârșit i-au spus părintelui să nu mai facă propagandă religioasă și i-au dat drumul. Atunci părintele Cleopa s-a retras în taină împreună cu ieromonahul Arsenie Papacioc în munții Stănișoarei, până s-au liniștit tulburările de la Slatina. Părinții au înfruntat cu stoicism vremea friguroasă, foamea, setea, lipsurile, rugându-se ziua și noaptea și întărindu-se unul pe altul. Părinții Cleopa și Arsenie s-au nevoit în munții Stănișoarei până în vara anului 1954, când patriarhul Justinian a obținut aprobarea ca cei doi nevoitori să se reîntoarcă la mănăstire sau să vină la patriarhie. Părinții Cleopa și Arsenie s-au reîntors la mănăstirea Slatina spre bucuria călugărilor și a credincioșilor din partea locului. În primăvara anului 1955 s-a organizat o acțiune de lămurire și combatere a stilismului. Se încerca repararea schismei unora din credincioșii ortodoxi care, insistând asupra respectării calendarului iulian neîndreptat în biserică,
se rupseseră de comuniunea cu Patriarhia Română. La această încercare de readucere a credincioșilor, stiliști în sânul Bisericii Ortodoxe, a participat și Părintele Cleopa, făcând misionarism prin satele stiliste ale Moldovei. În toamna anului 1956, Părintele Cleopa a revenit la mănăstirea Sihăstria. De acum viața duhovnicească de la Sihăstria s-a întărit și mai mult. Părintele Cleopa spovedea și povățuia pe credincioși și monahi la chilia sa din deal. Persecuțiile dintre anii 1959 și 1964 au fost cea mai dificilă perioadă prin care a trecut monahismul românesc în secolul 20. Spre sfârșitul anului 1959, s-a votat de către guvernul ateu din București un decret special, 410/1959, prin care erau excluși din mănăstiri toți călugării mai tineri de 55 de ani și maicile de până în 50 de ani. Decretul a fost aplicat cu severitate sub controlul securității, cu ajutorul miliției și sub supravegherea Departamentului Cultelor. Până în primăvara anului 1960 au fost excluși din mănăstiri peste 4.000 de monahi și monahii. Mai întâi au fost excluși din monahism pentru toată viața stareții și duhovnicii care aveau o activitate duhovnicească mai intensă și din toate mănăstirile din țară, întregul tineret, adică frații și rasoforii, iar primirea de noi tineri în mănăstiri era interzisă și supravegheată de securitate. Părintele Cleopa a fost și el vizat, dispoziția autorităților fiind să fie dezbrăcat de haina monahală și să aibă domiciliu forțat în satul său natal. Ca mulți alți călugări, a refuzat să părăsească haina monahală și să părăsească mănăstirea. Văzând această situație grea, știind că este mereu supravegheat de organele politice, Părintele Cleopa, îndemnat de Duhul Sfânt, s-a retras din nou pentru a treia oară în munții Moldovei, la mult iubita sa liniște. Întâi s-a dus în pădurile din jurul comunei Hangu, apoi și-a făcut un mic bordei din lemn nu departe de culmea muntelui Petru Vod. Aici s-a nevoit 5 ani îndurând aceleași greutăți ca și mai înainte. S-a îndeletnicit cu postul, privegherea, rugăciunea și cu scrierea. Iată titlurile câtorva din scrierile sale alcătuite în vremea când stătea în munți. Predici pentru monahi, numită și urcuși spre înviere. Spovedania arhiereilor, spovedania stareților, spovedania duhovnicilor, spovedania preoților de mir, spovedania monahilor despre vise și vedenii, precum și minunile lui Dumnezeu din zidiri. În toamna anului 1964, când tulburările și prigonirile bisericii s-au mai liniștit, Părintele revine în mănăstirea Sihăstria ca duhovnic al întregii obști și povățuiește fără întrerupere atât călugări cât și mireni timp de 34 de ani. Cuvântul său ajungea în toată țara și peste hotare, numele său fiind vestit, cunoscut și iubit de toți. Era căutat de zeci de oameni zilnic pentru sfat, povață și îndrumare. El îi primea pe toți cu dragoste, învățându-i cele de trebuință ale credinței și petrecându-i cu dragoste. A rămas celebră vorba sa care îi e reprezentativă: mâncava raiul să vă mănânce. Așa de mare era dragostea sa, că dacă aș avea un sac mare, v-aș băga pe toți în el și v-aș duce în rai. Lunile septembrie-noiembrie ale anului 1998 prevesteau sfârșitul apropiat al Părintelui Cleopa. Acum vorbea tot mai puțin, cu voce stinsă, și mereu repeta aceleași cuvinte: de acum mă duc la frații mei, lăsați-mă să plec la frații mei. Apoi iară spunea: mă duc la Hristos, rugați-vă pentru mine păcătosul. Până duminică 29 noiembrie a spovedit călugări și credincioși. Era senin la față, vorbea calm și frumos celor care îl întrebau și nu refuza pe nimeni care voia să-l vadă. Pe toți îi mângâia și îi îmbărbăta ca întotdeauna în liniște și bucurie. Începând de duminică de la ora 4 după amiază, Părintele Cleopa nu a mai răspuns la întrebările ucenicilor săi și a rămas nemișcat, cu ochii întredeschiși pe scaunul său de spovedanie, ca într-o răpire, timp de mai bine de 11 ore. Luni dimineața, noaptea, la orele 3:30, bătrânul s-a deșteptat ca dintr-un somn adânc, fiind bine dispus și mulțumit sufletește. Apoi a cerut ceva de mâncare, zicând: ați mai văzut voi vreun călugăr să mănânce la ora asta? Luni 30 noiembrie și marți 1 decembrie, părintele a stat cu credincioșii și a dat sfaturi ca de obicei. Luni seară însă, în chip neobișnuit, părintele Cleopa a început să-și citească rugăciunile dimineții, deși ucenicii au spus: părinte, acum e seară,
rugăciunile dimineții, citiți-le mâine dimineață. Dar părintele a răspuns, acum le citesc, căci mă duc la frații mei. Ucenicii au privit ca de obicei cu neîncredere. Marți seara s-a culcat târziu, dând semne de mare oboseală. La ora 2, miercuri dimineață, 2 decembrie, ucenicul s-a auzit că părintele respira din ce în ce mai rar. Când s-a apropiat de el, părintele a răsuflat adânc și și-a dat sufletul în mâinile lui Hristos într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice. Înmormântarea a avut loc la 5 decembrie, fiind prohodit de mitropolitul Moldovei și de alți 8 arhierei, preoți, diaconi și mulțime multă de credincioși veniți din toate părțile țării. Multă lume se închină la chilia și la mormântul părintelui Cleopa și o pământ și flori de binecuvântare, spunând că simt ajutor prin rugăciunile sfinției sale. Arhimandritul Ioanichie Bălan, vechi ucenic al părintelui, spunea: părintele Cleopa e considerat pe drept cuvânt unul din cei mai iscusiți duhovnici, sfetnici și predicatori ai monahismului românesc contemporan. Viața sa interioară exemplară de ascet și sihastru consacrat, experiența sa în nevoința monahală, vastele sale cunoștințe scripturistice și patristice de autodidact care te uimesc, memoria sa rar întâlnită, blândețea, dragostea sa de oameni, râvna pentru Dumnezeu și cuvântul său hotărât, înțelept și precis, unit cu darul frumoasei vorbiri în grai dulce moldovenesc, fac din arhimandritul Cleopa Ilie o personalitate în spiritualitatea noastră ortodoxă. Credincioși și numeroși să-i fi duhovnicești, călugări și mireni, îl socotesc ca fiind o binecuvântare a lui Dumnezeu pentru biserica noastră. La sfârșitul anului 2005, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat că se are în vedere deschiderea procesului de canonizare a părintelui Cleopa și trecerea sa în rândul sfinților în calendar cu numele cuviosul Cleopa de la Sihăstria. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!